Salutare și Hristos Maria, dragi prieteni, surpriză la tine acasă din nou cu drag. Vă salută din Gara Fălești, Reunul Fălești. Venim aici cu drag spre doamna Tatiana. O frumoasă vârstă în buchetul vieții astăzi îi bate alături de oamenii dragi, cu siguranță, și o găsește sănătoasă, frumoasă, fericită. Atunci când ești înconjurat de oameni dragi și bună dispoziție și fericire se presimte și este foarte vizibilă pe chipul omului. Noi venim cu drag să o felicităm, să spunem doamne Tatiana cele mai sincere urări de bine și sănătate, bucurii și multe realizări să-i urăm din partea oamenilor care în orgai din suflet să venim astăzi să o felicităm, să-i cântăm la mulți ani cu toată lumea adunată în cap de masă și azi cu soare și voie bună și afară și în sufletele mergem în ograda dumneiei să lăsăm emoții frumoase și gânduri bune din partea oamenilor care nu odată ne încredințează emoțiile frumoase, anume nouă celor de la surpriză la tine acasă și eu cu atâta drag mă îndrept spre oamenii dragi sufletului vostru, să le cânt la mulți ani și să le las emoții de suflet și amintiri din inimă. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Dar aici știu o cânta la mulți ani și toți împreună. Da. Fie vă viața numai lumine, ca lumina să viețuiți, pentru credință și fericire, doamna Tatiana, să ne trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți. Bună ziua, Hristos a înviat și bine v-am găsit. Bine ați venit! Noi, atunci când ne mai ducem pentru oameni cunoscuți, mai sunt unii cum mai spun oțuri, dar de voi nu scăpăm nicăieri. Bun, văd și aici oameni cunoscuți și mă bucur că îi văd sănătoși, frumoși, binevoitori. Azi venim spre dumneavoastră să vă aducem o emoție frumoasă, să vă cântăm la mulți ani și să vă aducem în suflet niște gânduri bune și senine din partea cuiva. Și mă stopez. Îmi spuneți dumneavoastră. Cum v-am văzut pe poartă, știu cine. Știți ce cine se ocupă cu nebuniile surprizelor în sensul bun? Da, așa? Noi în familie sunt persoane care iubesc să fac surprize și asta e niște persoane dragi sufletului meu, a nostru, Zivcu cu Alina. Așa. Nu mă greșesc. Nu vă greșesc. Sunt ei cei plini de dragoste și dor. Sunt cei plini de recunoștință. Sunt cei care poartă un respect foarte mult persoanele dumneavoastră, familie dumneavoastră și întreg lumea. Știm că sunteți în legătură frumoasă din mai multe părți și este frumos atunci când oamenii dragi, chiar fiind de la distanță, nu uită de cei de aici de acasă, încearcă să le facă un moment frumos, încearcă să le aducă un zâmbet și odată cu acest zâmbet rămâne și o amintire frumoasă în suflet. Noi încercăm să tipărim această amintire și într-un filmuleț care să se păstreze în familia dumneavoastră, în neamul dumneavoastră, să recapitulați rând pe rând pe fiecare dintre dumneavoastră care ați fost omageați și veți fi cu siguranță că sunt oameni care nu se lasă ei cu una, cu două, așa, iubesc să facă emoții frumoase și să păstrați aceste emoții așa, filmuleț cu filmuleț să îi capitulați împreună când veți fi și da, cu ei împreună. La mulți ani, vă frumoase! Așa, aici aveți un mic prezent în partea lor, planul era altul, duminicile de sărbători, acum cu Paște și nu știu mai ce, ne-au stricat nouă lec planul, dar Alina a spus că și angajamentul să ții de urma dumneavoastră, vă luați. Da. Și trebuie să vă luați. Așa, noi vă urăm de suflet sănătate, zile senine, frumoase, pace în suflet, pace în casă, pace în familia dumneavoastră frumoasă, să vă simțiți întotdeauna, femeie, iubită, apreciată, alentată, frumoasă, de julie. Să aveți parte de dragostea oamenilor celor dragi, să îi aveți întotdeauna preajă și nu doar sănătoși la mese în viață, dar și la situații mai pline, mai dificile, care împart uneori nechemate, nedorite, dar le cer mai bine. Dacă aveți și dumneavoastră ceva să le spuneți aici la cameră. Vă mulțumesc mult din suflet. Не то, не больше не заказ, а вас принимают заказ. Мне просто думают, скай визируас. Сănătoasă, mulți ani tuturor, dacă vă am aici în față, vreau să vă felicit cu sărbătoarea Paștelui care a bătut în ușă, să vă aducă lumină și căldură în sufletele dumneavoastră, iertare de păcate tuturor, credință, bunătate mai mult în sufletele noastre, în sufletele oamenilor și pace în lume, pace în casă, pace în zi frumoasă și semină tuturor.